Hei prieteni, eu sunt Little Edu și astăzi vom zbura până în nori. Vom învăța despre un lucru numit cloud, iar cloud în limba română înseamnă nor. Și nu are nimic de a face cu norii de pe cer, dar este la fel de magic și interesant. Ești pregătit? Dacă da, atunci hai să zburăm! Gândește-te la cloud ca la o cutie magică, mare și virtuală, în care putem pune și păstra multe lucruri importante, cum ar fi fotografii, videouri și alte fișiere. Deși cutia aceasta nu o poți atinge sau vedea, este undeva pe internet și te ajută să ai acces la toate aceste lucruri de pe orice dispozitiv conectat la rețea, ca un calculator sau un telefon inteligent. Să zicem că ai făcut o poză cu jucăria ta preferată și vrei să o păstrezi într-un loc sigur. În loc să o ții doar pe telefon sau pe calculator, o vei pune în cutia magică a cloud-ului. Astfel, vei avea acces la poza ta de oriunde te afla, atâta timp cât ai o conexiune la internet. Poți să o vezi pe telefon, pe tabletă sau pe orice alt dispozitiv pe care îl folosești. Și nu numai că poți să pui poze în cloud, ci și alte lucruri, cum ar fi documente importante, cântece preferate sau videoclipuri muzicale. Este ca o bibliotecă virtuală în care poți să-ți păstrezi toate lucrurile tale dragi. Un alt lucru important despre cloud este că ne ajută să păstrăm lucrurile în siguranță. De exemplu, dacă ai pierdut telefonul sau s-a stricat calculatorul, nu trebuie să-ți faci griji că ai pierdut toate pozele și fișierele. Ele sunt în siguranță în cutia magică a cloud-ului și le poți accesa oricând ai nevoie. Cu cloud-ul poți folosi o mulțime de tehnologii directe pe internet în același mod în care accesezi jocuri precum Minecraft. Multe companii mari, precum Luxoft, folosesc acest serviciu pentru a ne ajuta să avem acces la aceste lucruri de pe calculator sau telefon. De fapt, computingul în cloud funcționează ca și cum ai închiria un loc special în care punem toate lucrurile noastre importante. În loc să le ținem pe propriul nostru calculator sau telefon, le putem pune în acel loc special, astfel putem avea acces la ele de oriunde ne-am aflat doar conectându-ne la internet. Înainte de acest norișor inteligent, cloud, prietenii noștri de la Luxoft ajutau organizațiile să folosească tehnologii noi și avansate bazate pe cloud. Acum să explicăm ce înseamnă asta. Cloud-ul este ca o mașinărie magică care ne ajută să facem lucruri incredibile. Iată câteva lucruri interesante pe care le poți face cu ajutorul cloud-ului. 1. Platforme virtuale. În cloud avem platforme virtuale. Ce înseamnă asta? Practic, putem crea o mulțime de spații separate unde putem pune diferite aplicații și servicii. Și dacă avem nevoie de mai multă putere sau mai multe resurse, putem să le creștem ușor. 2. Securitate. Siguranța este cea mai importantă când vine vorba despre date. În cloud putem avea măsuri de securitate speciale pentru a proteja informațiile noastre de oamenii răi și de hackeri. Astfel putem fi siguri că datele noastre sunt într-un singur loc sigure. 3. Gestionarea datelor. O altă chestie minunată despre cloud este că ne ajută să rezolvăm problemele cu datele noastre. Dacă avem o încălcare a datelor sau o problemă, putem găsi soluții mult mai ușor și putem controla situația mult mai bine. Deci, înainte de cloud, Luxoft ajuta organizația să folosească tehnologii avansate și interesante. Astăzi, cloud-ul este o unaltă puternică care ne ajută să facem multe lucruri uimitoare și să fim mai agili și mai eficienți în lumea tehnologiei. Conceptul de cloud computing a fost inventat în anul 2006, a fost o descoperire inovatoare care a schimbat modul în care stocăm și accesăm informațiile. Înainte de asta, oamenii foloseau alte metode pentru a păstra și a accesa datele lor, dar cloud-ul a venit ca o idee nouă și interesantă care a revoluționat întreaga lume. Dragilor, acesta a fost episodul de astăzi. Eu am fost Little Edu și ca de obicei am zburat. Sper că informațiile oferite de prietenii mei de la Luxoft au fost foarte valoroase. Eu chiar am învățat acum despre acest norișor magic, iar acum îmi voi ține amintirile în siguranță. Nu uita de un like, share și subscribe și până data viitoare, rămâneți curioși!